Alexandru Ioan Cuza și femeile din viața sa. Alexandru Ioan Cuza era descendentul unei familii de dregători care ocupaseră funcții importante în administrația moldoveană. S-a născut în 1820 în familia ispravnicului Ioan din Huș și, asemenea multor alți tineri ai epocii, după ce a studiat puțin la un pension francez din Iași, s-a îndreptat spre Paris. Întors acasă, a jucat un rol important în mișcarea revoluționară de la 1848. A fost arestat și dus la Viena, de unde, cu ajutor britanic, a fost eliberat. Când a fost ales domnitor, ocupa funcția de ministru de război al Moldovei, reprezentând Galațiul în divanul de la Iași. După abdicare, restul vieții și l-a petrecut la Paris, Wiesbaden sau Viena. Inițial a fost înmormântat la Biserica Domnească, de lângă Palatul de la Ruginoasa, apoi, după terminarea celui de-al doilea război mondial, osemintele au fost mutate la Biserica Trei Ierarhi din Iași. Elena Cuza, 1825-1909, născută Rossetti, nu a fost deloc o femeie foarte frumoasă. Cu educația aleasă, vorbitoare de germană și franceză, tânăra timidă s-a îndrăgostit de chipeșul Alexandru, care însă nu i-a împărtășit prea mult dragostea. Aventura domnului cu focoasa prințesă Maria Obrenovici, 1835-1876, se pare că a jucat un rol în abdicarea din februarie 1866. În urma ei au rămas doi copii pe care Elena i-a crescut ca o a doua mamă. Spiritul caritabil, Elena Cuza și l-a dovedit în operele de binefacere, rămânând în istorie ca întemeietoarea zilului de la Cotroceni, ce-i poartă numele, ridicat pentru a adăposti fetele orfane. Sursa acestor informații o reprezintă Marea Istorie Ilustrată a Lumii, România de la Mihai Viteazul la Uniunea Europeană, apărută la editura Litera Internațional în colecția Financiarul.